Giugiu i mind pe scurt principalele informații ale zilei. Comercianții din piața centrală verificați de polițiști. Sinucidere în blocul Romar din centrul orașului cel mai cunoscut medic legist din Giugiu și la pensie de câțiva ani și-a pus capăt zilelor cu arma de vânătoare. În jurul orei 15 și 30 de minute în fața primei scări a blocului Roma din centrul orașului au ajuns două echipaje zmurite, polițiști de la criminalistică și procurori. Aceștia au fost alertați de către fiul celui mai cunoscut medic legist din Giugiu, că tatăl său grav bolnav nu mai răspundea la telefon. Primii au ajuns cei de la Zmurt, care au fost nevoiți să spargă ușa apartamentului situat la etajul 8. Odată casă, o imagine de coșmar li s-a afișat în față. Pe balcon se afla trupul nensuflățit al fostului medic, iar lângă acesta o armă de vânătoare pe care o deținea și vorbim de o moarte suspectă, se pare că bătrânul suferind s-a sinucis, iar în urmă nu a lăsat niciun bilet care să justifice gestul. Cazul a fost preluat pentru de către procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Giugiu, care vor stabili dacă într-adevăr a fost
vorba despre o sinucidere în trupul fostului medic legist, a fost transportat la morga spitalului județean pentru efectuarea necropsiei, în urma căreia se va stabili cu exactitate cauza morții. Polițiștii din cadrul biroului economic împreună cu cei din cadrul poliției municipale au efectuat astăzi controle în piața centrală, dar și în trafic. Verificările nu s-au finalizat fără rezultat. Nouă comercianți din piața au rămas fără marfă și s-au ales cu amenzi de peste 4.000 de lei. Comercianții din piața centrală au fost controlați astăzi de polițiști care le-au cerut pentru mărfurile pe care le comercializau pe tarabe, precum și acte care confirmă că sunt producători. Cum se întâmplă de fiecare dată, s-a constatat că mulți nu dețin documente pentru marfa pe care o comercializează. În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IP
kilograme, produse, legume, fructe. Acțiunile de verificare ale polițiștilor au continuat în trafic, unde au fost descoperite asupra a trei persoane și 600 de bunuri ce purtau însemnele unor mărci protejate susceptibile a fi contrafăcute. Atât hainele cât și parfumurile au fost descoperite într-un autocar de persoane ce efectua curse Turcia, România. Legea Daica s-a băncit și scap de datorii a primit votul parlamentarilor, iar să fie promovată de președintele Klaus Iohannis. Deși mulți români agrează prevederile actului normativ, reprezentanții BNR spun că vor ataca legea la curte. Deputații au adoptat în ședința de miercuri legea potrivit cărea cei care au obținut credit de la bancă prin ipotecarea unei proprietăți și nu pot plăti creditul, au posibilitatea de a da băncii imobilul ipotecat și executat în schimbul datoriei. Prezentul proiect de lege care transpune și prevederile direcției 2014 pe 10 a Uniunii Europene, a Parlamentului European și a Consiliului își propune să creeze un mecanism prin intermediul căruia predarea de către debitor a creditului aflat în proprietatea sa ca urmare a acordării de către acesta din urma unui credit să stingă integral obligația debitorului. Darea amplată reprezintă o soluție echitabilă pentru debitor, cât și pentru creditor, care la momentul acordării creditului a apreciat că imobilul a adus ca garanție acoperă valoarea acordată. Se arată punerea de motive ale legii. Deși legea îi mulțumește pe mulți dintre românii care au credite ipotecare și
urmează să fie executată silit, reprezentanții BNR intenționează să o atace la Curtea Constituțională, pentru că băncile riscă falimentul. Prezenta legea a fost scrisă de profesorul de drept și avocatul Gheorghe Pipera. Actul normativ a fost inițiat în Parlament de deputatul Daniel Zamfir și semnat de alți 155 de deputați din toate partidele politice. Concesionarea serviciului de transport în comun în municipiul Giurgiu a însemnat și care au unor trasee, precum și apariția unor stații noi. Stații care nu sunt prevăzute cu adăpostul, iar oamenii trebuie să aștepte temploaie. Asta, dacă nu cumva apropiere se află spații comerciale care le pot oferi o alternativă. Foarte multe dintre stațiile în care opresc microbuzele ce asigur acum transportul în comun nu sunt prevăzute cu adăposturi, astfel încât giurgiuvenii sunt nevoiți să aștepte în ploaie sau să se adăpostească lângă spațiile comerciale acolo unde este posibil. În multe cazuri, nici locurile în care au fost instalate indicatoare care arată existența stației nu sunt cele mai potrivite. Oamenii, având de ales între a sta în apă sau în noroi. Încă din primăvara acestui an, municipalitatea promite amenajarea de adăposturi acolo unde acestea nu există. Dar iată că a venit vremea ploioasă și promisiunile nu țin loc de adăpost. Iarna ne-a întotdeauna pe nepregătite sau cel puțin așa ne-au obișnuit autoritățile. De data aceasta însă giurgiuvenii nu au fost nepregătiți, dar asta nu în sensul foarte bun al cuvântului, pentru că cei care folosesc transportul în comun erau pregătiți să nu aștepte în stații cu adăpost, ci în stații fără adăpost.
fost în cele mai multe dintre ele, așa cum spuneam. În foarte multe astfel de cazuri, oamenii trebuie să aștepte în ploaie. Nu există adăposturi în multe dintre stațiile de autobuz. Ei de multe ori se adăpostesc în spații comerciale sau în prejurul acestor, dacă există astfel de posibilități. Schimbarea traseelor transportului în comun s-a făcut cu mult timp în urmă și se știa faptul că vor fi înființate și noi stații de autobuz sau că sunt stații fără adăpost, iar primăria ar fi avut destul să amenajeze astfel de adăposturi, numai că până acum nu a făcut-o, deși a promis în nenumărate rânduri acest lucru. În zonele unde nu există adăposturi, în stațiile de autobuz, oamenii au început să renunțe să mai utilizeze transportul în comun. Poate și pentru că în unele cazuri au de așteptat prea mult timp în ploaie și deja știu că din cauza numărului mic de din microbuze riscă să nu poată urca în prima mașină care ajunge în stație. Vremea ploioasă îi afectează și pe comercianții din piață legume și fructe aflate în cartierul policlinic. Aceștia rezistă cu greu în spatele tarabelor, dar spun că o fac pentru că nu au locuri de muncă și trebuie să-și asigure. Piață din zona policlinicii Juvene pe șosea Alexandriei, vremea rea lungă comercianții de produse agroalimentare, frigul treacă meargă însă ploaia zilele negre celor care pentru traiul de zi cu zi sunt capabili să stea cu orele aproape ca sub cerul liber, pentru că ploaia pătrunde prin acoperișul vechi de de dincolo de tarabele ar fi putut fi astăzi considerați adevărați aventurie. Asta nu e piață, domnule. Uite, se mută oameni
oamenii un ban. Ce să fac acasă? Asta e piața aici. Aș demola o dacă ne-am locul. Cel puțin pentru unii dintre vânzători, piața se dovedește utilă. Asigurarea condiției existență, fiind argumentul acestor. Credeți că această piață este utilă aici în cartier pentru că sunt câteva magazine? În mare parte, da. După părerea mea, dacă să mai face un ban, locuri de muncă nu mai sunt, așa că cu asta ce mai ne zbate nu mai ne dă cu lângă să ne câștigăm existența. La vânzare. Păraz cu țelin. Dă sezonă acum ce mai avem în grădini. Cei mai mulți dintre locuitorii zonei realizează că vânzătorii o duc destul de rău. Destul de rău. De greu. Răul însă provine din cauza unei respingeri a proiectului de modernizare a pieței avut în vedere de autorități, dar ne-a creat de loc atarii blocurilor din vecinătatea pieții. Modificarea aspectului zonei și invocata lipsă de lumină reprezentă cauza nemulțumirii în special a celor cu apartamente la parter. Elevii liceului Ion Barba au sărbătorit în avans ziua națională a României. Adunați în sala multimedia 10 de liceeni au desfășurat activități pe teme istorice. Totul în cinstea zilei de 1 decembrie când elevii au liber de la școală.
50 de elevi de la liceul Ion Barbu din municipiu de la clasa 9 și până la 12 au marcat astăzi ziua națională a României, pentru că pe 1 decembrie la școală. Liceenii s-au adunat în sala multimedia a liceului, acolo unde au fost prezentate evenimentele de la 1 decembrie 1918. Cum știți, în 1 decembrie 1918 este o zi care a rămas bine încuvărată în istoria recentă, dacă pot să spun așa, a României, deoarece la 1 decembrie idealurile națiunii române încă din secolul 18 exact aceste idealuri. Dar în cursul secolelor, știm că România a avut un vis sfânt, și anume acela de a se uni. Știm cu toții că dorința a reprezentat o piedică, dacă vreți să-i spunem așa, în relația cu marile putere. Școala noastră vă pregătește astăzi pentru a fi la clase
cuvântul și au redat în fața colegilor aspecte istorice importante care trebuie știute de orice român. Ziua de 1 decembrie 1918 încurajează de lupta românilor transilvaneni pentru unitatea națională și marchează momentul creșterii României mari, situându-se în continuare precedentelor acțiunii unioniste ale fraților din Basarabia. În această zi, prin efortul român, oamenilor de rând a politicienilor precum și a naționale favorabile Transilvania sau unic ocupația mamă România. Astfel, pentru prima dată în istoria românilor provinciile istorice Transilvania în atmosfera sărbătorii purtând cocarde cu tricolorul. De asemenea, tinerii au plănuit să nu lipsească de la manifestările organizate de 1 decembrie pentru a sărbători la României. Tot mai mulți juvenți se împrumută lunar la casele de ajutor reciproc. Numărul acestor crește semnificativ de la un an la altul. Media ajungând până la 1000 de persoane pe lună. Reprezentanții instituțiilor non-bancare spun că perioada cea mai aglomerată este din mai până în octombrie. Nari George Veni o duc tot mai rău, asta care este și din numărul cererilor de acordare a unui împrumut la casele de ajutor reciproc care crește tot mai mult altul. Cele mai multe solicitări sunt
perioada mai octombrie, pentru că la ceare dobânzile sunt mici și ratele pe termen lung, iar alte soluții nu au pensionare se îndatorează pentru a-și putea rezolva diferite probleme. Împrumuturile la cerere pensionarii cresc de la an la an. Noi facem o situație statistică și fiecare an și când se face situația la sfârșit de an, întotdeauna vedem că există o creștere a împrumuturilor. Împrumuturile au o evoluție diferită. Primăvara încep lucrările agricole în sectorul rural. Ținând cont că noi avem 20 de puncte de lucru în județul Giurgiu, împrumuturile sunt canalizate pe lucrări agricole. Deci împrumuturile cu ponderea cea mai mare au împrumuturile de la țară. Dacă la începutul primei perioade ce mai mulți solicitanți provin din mediul rural, din lunile mai iunie o creștere a solicitărilor se înregistrează la pensionarii din urban. Aceștia împrumută bani pentru aprovizionarea cu lemne, tratamente medicale, ori pentru a se aproviziona cu alimente pentru sezonul rece. Împrumuturilor pe lună este 2.200.000, adică 22 de miliarde, vorbesc în lei vechi, să fie pe înțeles tuturor. Pensionarilor, că la noi se mai vorbește în lei vechi. Deci 22 de miliarde pe lună. Deci sunt în jur de 800-900 sau chiar 1000 de membri de pensionari care fac împrumuturi în cursul unei lune.
Este semnificativă, deci sărăcia s-a adâncit, cu alte cuvinte. Deci la noi împrumuturile se iau foarte repede, adică de la o zi la alta. Este singurul loc unde pensionarul vine și astăzi depune hârtia și în acea zi obține și face un împrumut la ce are, un pensionar trebuie să fie membru al instituției, să depună o cerere și în funcție de suma solicitată trebuie să aducă unul sau doi giranți. Suma maximă împrumutată este de 10.000 de lei. Termenul maxim de rambursare a împrumutului este de 24 de luni. Dintre români, mai ales bugetarii, vor avea parte de o mini-vacanță potrivit legislației în vigoare zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie. Sunt sărbători legale în care nu se lucrează. Astfel, salariații vor sta acasă și se vor bucura practic de un weekend prelungit cu două zile. Și ziua națională a României, care sunt sărbătorite anual pe 30 noiembrie, respectiv pe 1 decembrie, sunt zile de sărbătoare legale în care nu se lucrează, după de codul muncii. Prin urmare, în aceste zile, salariații vor primi liber de la angajatori, deoarece anul acesta cele două sărbători sunt luni și marți, românii vor avea parte weekend prelungit. 30 noiembrie a fost inclusă pe lista liberelor legale în anul 2012. De atunci și până acum angajații cu program obișnuit de luni
15 salariați au beneficiat de timp liber pe 1 și 2 ianuarie, care au fost în zilele de joi și vineri. În a doua zi de Paște, luni 13 aprilie, pe 1 mai vineri, în a doua zi de Rusalii, luni 1 iunie. Ultimele sărbători legale din 2015 mai sunt prima și a doua zi de Crăciun, însă doar 25 decembrie în timpul săptămânii, mai exact într-o zi de vineri. În fiecare an, pentru 1 decembrie, este marcată Ziua Internațională de Lucru. Pentru asociația Viață și Speranță 2013 să organizeze manifestări dedicate acestui eveniment. Una dintre acestea a avut loc la școala numărul 8, unde cu reprezentanței poliției, spitalului județean și centrului antidrog, membrii asociației au predat o lecție elevilor despre ceea ce înseamnă HIV-SIDA și despre cum să care suferă de această boală. În România, peste 13.000 de persoane sunt infectate cu HIV-SIDA, iar numărul continuă să că având în vedere că în primele 6 luni ale anului au fost diagnosticate peste 300 de noi cazuri. Cei mai mulți dintre ei sunt tineri, motiv pentru care campaniilor care își propun să lupte împotriva acestui flagel sunt adresate lor. De pildă, în acest an, Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate HIV-SIDA a lansat campania Inspired, la care a aderat și Asociația Giurgiuveană Viață și Speranță 2003. Una dintre activitățile campaniei s-a consumat azi la școala numărul 8, unde asociației împreună cu reprezentanței poliției, spitalului județean și centrului antidrog
au vorbit copiilor despre metode de transmitere a HIV-SIDA, despre cum se pot proteja în fața unei posibile infectări, dar și cum să se poarte cu cei care trăiesc cu această boală. Informații care vi se vor aduce astăzi, undeva acolo, în căpșorul dumneavoastră, să le vezi și să le
virus. Se marchează ziua internațională de luptă împotriva HIV-SIDA. Elevii care au participat la eveniment au primit pe lângă pliante informative și fundițe roșii ca al celor care și-au pierdut viața în lupta cu nemiloasa boală. În cadrul întâlnirii, un mare accent s-a pus pe o atitudine responsabilă și deschisă față de persoanele cu HIV, în care teama nu mai găsește locul. Față de cei infectați cu HIV, SIDA ar trebui să se manifeste deschiderea atunci când există ocazia unei întâlniri, având în vedere că și în prezent integrarea în societate acestor persoane se face cu dificultate. Multe dintre cele sere pozitive declarând că nu se simt în siguranță dacă mă faptul că sunt infectate. Vaccinarea și distribuirea vaccinurilor sunt activități care vor fi reglementate printr-o nouă lege. Proiectul acestei lege a fost definitivat și urmează să fie pus în dezbatere publică, după care va fi propus spre adoptare. Noul proiect al legii vaccinării prevede printre altele că Ministerul Sănătății își asumă să aibă un stoc de vaccin pe un an înainte, cu costurile pentru orice posibilă reacție adversă, dar și finanțarea unei campanii continue de informare și pregătire a medicilor. Medicii care vor face vaccinuri vor avea un 3
specific pentru vaccinare, care nu înseamnă numai administrarea produsului, ci și informații despre vaccin, cum trebuie făcută cu consilierea și cum trebuie făcută comunicarea. Noul proiect prevede și înființarea la nivel național a unui grup tehnic care va coordona întreaga activitate de vaccinare, iar la nivelul fiecărui județ va exista o posibil o direcție teritorială de supraveghere și informare care va analiza situația vaccinării. Prin implementarea noilor norme va fi nevoie și de modificarea și adaptarea sistem care să permită transportul și stocarea vaccinului în condiții de maximă siguranță. Foarte important este faptul că proiectul impune ca medicii să aibă permanent dispoziție dozele de vaccin necesare, fiind prevăzut că Ministerul Sănătății va asigura vaccinurile cu un an înainte. Proiectul de lege are ca scop reglementarea de vaccinare în vederea prevenirii și limitării răspândirii bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare în România. Activitatea de prevenire a bolilor prin vaccinare este garantată de stat pentru toți cetățenii țării. Prin programul național de vaccinare, indiferent de starea socială, naționalitate, apartenență politică sau religioasă. Tot prin această lege, statul român își va asuma și va acoperi financiar orice reacție adverse care ar putea să apară după vaccinurile obligatorii. Patru premii Grammy consecutive dobândite între 1999 și 2002. Leni Krevitz este interpretul, compozitorul și producătorul născut pe 26 noiembrie 1964. Compozițiile muzicii anului american, care a concertat și în capitala
un cumul de genuri muzicale care i-au asigurat succesul. Singurul copil al unei familii de artiști, Leni Kravitz, a venit pe lume la 26 noiembrie 1964 în New York. Început să cânte la tobe și chitară și dragostea părinților săi pentru muzica R&B de operă clasică și blues l-a influențat în așa manieră abordat o meserie în domeniul muzical, devenind interpret, compozitor și producător. Mama sa însă, Roxy, e pe actriță, iar tatăl performanțele muzicale ale artistului, precum și interesantele compoziții, îngemănând elemente de rock, soul, funk, reggae, hard, balade, i-a adus lui Leni 4 premii Grammy consecutive între 1999 și 2002.
era sa muzicală, Leni a apărut într-o serie de filme, a participat la compunerea unor piese oferite despre interpretare Madonnei, Vanese Paradis și lui Steven Taylor. Tot artistul american a concertat la București în iulie 2008 într-o campanie de promovare a mai noului său album It's Time for Love Revolution. Domnilor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Rămâneți cu noi, urmează rubricile de sport și meteo. Nu ratați în această seară emisiunea înainte de toate și e timpul să vorbim. Eu sunt Nicoleta Tapana, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Din această seară, terenul la balon de pe CSEA prieteniei găzduiește partidele din optimile cupei Liga prieteniei. Competiție fotbalistică pentru amatori organizată de Fundația Umanitară pentru Giurgiu. După ce luni s-au disputat ultimele partide din grupe, din cele 16 echipe participante s-au desprins numai 8, care vor merge mai departe. Acestea fiind repartizate în două grupe, iată în continuare componența grupelor și punctele cu care fiecare echipă s-a calificat. Din grupa A, amicii cu 9 puncte, Asea Viitorul 9 puncte, Unirea Frătești 6
și are 6 puncte. Din grupa B face parte SNL pe care s-a calificat cu 9 puncte. Pe Giurgiu 6 puncte, Salvatori 6 puncte și Los Angeles 4 puncte. Astăzi seara cu începere de la orele 17 erau programate 4 partide respectiv pe TFF Giurgiu Salvatori, Los Angeles, SNLP, Unirea Frătești, Amicii și ASE Energia Remușa, ASEA Viitorul. Următoarele partide sunt programate joi 3 decembrie cu începere de la orele 17. Finalul lunii noiembrie vine cu noutăți în sălile sport din Giurgiu la sala din complexul sportiv Marin Anastasovici. Sâmbătă și duminică se va desfășura ediția 5-a a Cupei Dunării la tenis de masă, organizată de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Asociația Județeană de Tenis de Masă și Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu. Vor participa peste 100 de sportivi din 12 cluburi. Competiția fiind deschisă sâmbătă băieților duminică fetelor. Tot duminică începe și campionatul handbalistic la Junior 2 cu echipa noastră Constelația în deplasare în capitală, unde Giurgiu Juveni vor întâlni formația ce doi București. Băieții noștri au terminat turul pe locul 3. Pe egalitate de puncte cu formația plasată pe locul 2. Poziția din clasament fiind una care le asigură calificarea în turneul semifinal, vor merge primele 4 echipe din fiecare serie. O nouă competiție fotbalistică.
jurnalistică este deja în desfășurare. Liga Prieteniei Giurgiu, o întrecere organizată de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. 16 echipe se întâlnesc între ele în fiecare luni și joi pe terenul balon de pe șoseaua Prieteniei. Liga Prieteniei, un nou concept sportiv și social organizat de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Seara și noaptea aria precipitațiilor se va extinde și va cuprinde majoritatea regiunilor, iar în cele sudice și la munte local se vor acumula cantități importante apă, iar în Moldova și trecător în restul teritoriului se vor semna la precipitații, mai ales sub formă de ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 9 mai ridicate în Dobrogea până la 12 grade pe litoral. La Giurgiu cerul va fi noros toată ziua și va ploua, maximele termice nu vor depăși 6 grade Celsius. În Giurgiu izvoarele și Comana și vor ajunge doar până la 5 grade de la Mihai Leș, Bolintim, Vale și Hotarele. Vântul va sufla COVID de 18 km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm pe coloană de mercur, iar umiditatea de 74%. Apele sunt în creștere cu 15-25
fiind 12 centimetri.